Pleți de aproape 40 de milioane de euro au fost autorizate de Centrul Județean Suceava al Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură pe parcursul anului 2023. Suma reprezintă schema de plată unică pe suprafață. Datele provin dintr-o statistică a instituției, prezentată în ședința Colegiului Prefectural de pe lângă Instituția Prefectului Județului Suceava, conform căreia, în intervalul 1 martie 31 mai 2023, cererile de plată au fost depuse la Centrul Județean al Apia Suceava, cât și la cele 9 centre locale. Este vorba despre un total de 41.824 de cereri pentru 207.637 de hectare eligibile. Cererile au putut fi depuse și după 31 martie, dar cu o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, aplicate sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul. Potrivi surse amintite, plata finală către fermierii care au depus cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafață a demarat pe 1 decembrie 2023. De precizat este că anual campania de depunere a cererilor demara pe 1 martie, însă în anul 2024. Aceasta a fost amânată, ape anunțând încă din 29 februarie că în acest moment se modifică legislația europeană iar legislația națională va fi armonizată cu normele europene. Procesul de depunere a cererilor de plată pentru anul 2024 va fi posibil după aprobarea tuturor actelor normative necesare. Semnalează sursa citată relevând că decalarea termenului de depunere nu va impacta campania de plăți în avans pentru anul de cerere în curs care va începe la data de 16 octombrie 2024.